știu că sunteți nerăbdători să aflați rezultatele concursului nostru. Totuși am primit din partea președintelui Asociației Culturale Concertino un text pe care îl va citi colega, colaboratoarea, mâna mea dreaptă, fosta mea elevă, Isabela Cernătescu. La aproape 22 de ani de la schimbarea din decembrie 1989, asistăm la tot felul de bilanțuri economice, sociale, politice, unele mai îngrijorătoare ca altele. Cele referitoare la educație și cultură nu fac excepție, fiindcă în numele unei rău înțelese libertăți și democrații proliferează subcultura și pseudovalorile și putem observa acestea 24 de ore pe zi, în mass media, audiovizuală sau scrisă, în literatură, muzică și altele. Mai în glumă, mai în serios, i-am spus Dorinei Arsenescu că este o veritabilă reprezentantă a mișcării feministe în cultură, la nivel local și tinzând spre național, pentru că a inițiat în urmă cu 4 ani concursul de pian Irina Șațchi și acum concursul de critică muzicală, cela de la Franța. Profesoara în Râmnicu Vâlcea, dar și în București, colega noastră, realizează, iertați termenul, o beatitudine a unei personalități culturale cu scop românești, cu scopul de a crea modele și a face educație tinerilor care încă se mai bucură, ca și noi, cei aflați la cea de-a 32-a ediție a Festivalului Tinere Talente, de valori educative și spirituale, de mari, lăsând gluma la o parte, trebuie să ne sprijinim reciproc, să salutăm astfel de inițiative lăudabile în încercarea de a realiza noi, elevii și copiii noștri, o renaștere culturală pe toate căile. S-ar putea să ne găsiți cumva sub o mare presiune. Să știți că Asociația Culturală Irina Șațchi s-a aflat în ultimele 3 săptămâni într-un adevărat maraton, pentru că acum o săptămână s-a terminat concursul național de interpretare Irina Șațchi, ediția 4, în care am fost implicați de la început până la sfârșit și până în străfundurile acelei manifeste. Mulțumesc încă o dată tuturor și acum cred că a sosit clipa cea mare. Se acordă premiul special din partea Asociației pentru Integrare Culturală Europeană, concurentei Andreea Iuliana Macoveanu, o invit, de la Facultatea de Cultură. Aceste voluminoase pungi cuprind, în afară de premiul propriu zis, câte un volum din partea Forumului Cultural Vâlcean, aduc mulțumiri pe această carte domnului Gheorghe Dumitraș, cu care ne-a ajutat, și câte 2 volume din partea Bibliotecii Radu Mireanu. Se acordă premiul special din partea editurii Arpegione, concurentei Paula Șantor, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Al treilea din partea Fundației Vâlcea 1, și aici nu o să-mi permite să adaug câteva cuvinte, a fost un premiu surpriză. L-am contactat pe președintele Fundației Vâlcea 1, domnul senator Emilian Frâncu. Nu speram prea mult, dar i-am spus, l-am rugat să fie alături de noi în acest concurs. Mi-a spus că resursele financiare ale Fundației sunt destul de precare, totuși ne-a dat un premiu în bani.
Dar cred că cea mai importantă realizare a fost faptul că mi-a mărturisit primul autograf pe care l-a obținut în viața dumnealui, a fost la vârsta de 5 ani, de la acela de la Vrancea, în privorul casei familia Balotescu, unde tânărul Funcu lua meditații de limba franceză. Mi-a dat xeroxul acelei pagini cu dedicație și vă mărturisesc sincer că am fost profund emoționată. De se acordă premiul al treilea din partea Fundației Vâlcea 1, concurentei Andreea Voicu, Universitatea Transilvania din Brașov. Al treilea se acordă concurentei Ludmila Sprincean, Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, din partea Asociației Culturale din Natalia. Felicitări, îți doresc sănătate și toate cele bune. Și să trăim aici, de partea mea. Da, uite și acum. Se acordă premiul al doilea din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, concurente Alista, Universitatea Națională de Muzică București. Sau cela de la Vrancea, pentru că am făcut un juriu din trei generații de distinse doamne profesoare. Pentru că ați văzut între concurenți numai concurente, trebuie să vă spun că premiul întâi l-a câștigat un băiat. Premiul întâi din partea Asociației Culturale din Așațchi, George Rizea, Universitatea Națională de Muzică București. Dincolo de tot ce am acordat, doamna Petruța Măniuț dorește în acest moment să acorde în nume propriu un premiu special. Am citit printre rândurile cronicilor unei foarte talentate scriitoare, spun eu, și viitoare muzicolog, am citit un potențial expresiv extraordinar de sorginte poetică, care trebuie însă eliberat din cuvinte și sper că acest lucru se va petrece în deplinătate în anii următori. În viață, așa ca și în artă, tăcerile grăiesc. Sper că tăcerile ei vor grăi. Din partea mea, un premiu cu multă dragoste pentru spiritualitate și expresivitate, lucruri pe care le citesc și în viitor, Paul Eșandru de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.